Caz tulburător la Pașcani, o femeie a fost pusă la pământ de către o haită de câini care stau în fața casei unui localnic din suburbia Blăgești din municipiu. Pășcăneanca povestește cum a trecut prin această cumpână din viața ei și cu greu își revine, chiar dacă au trecut câteva zile de la incident. A fost salvată în ultima clipă de către un șofer care trecea prin zonă. Mă duceam la nora mea pe stradă din spatele magazinului și la poartă la Berbeșinecula erau doi câini și au început a bate. Alătra în urma mea vreo 10 metri și de la casa lui frate soi mai ieșit încă vreo 12 câini și m-au atacat până m-au izbit jos și am căzut jos în fața porții lui Anastasia Vasile și atunci a ieșit alt frate, Berbeci Costică, și când o țipa la ei au plecat. Mai înspre stradă venea femeia de servici de la școală cu trei copii, ea când a văzut că câinii o sări pe mine, s-au oprit cu copiii acolo, n-au mai venit la 100 și ceva de metri, era mașina care o adus pâinii în spatele magazinului și când a văzut că m-am ridicat, mie mi-era rău, nu puteam să mai merg, atunci a venit șoferul cu tăcu mașină și ne-a apărat ca să putem trece. Ea să vii înspre stradă și eu să mă duc la nora mea. Și când am zis lui fratele că Berbeșii Culiț îl cheamă Neculai, îi hrănește și le dă mâncare. O zis că nu le mai dă mâncare, dar dacă nu le-ar da mâncare, n-ar sta acolo. Așa are casa părăsită a lui fratele lui și el acolo le dă mâncare. Lucreția Grigora spune că nu e prima persoană care a fost pusă la pământ de către cei 12 câini care stau în fața caselor fraților Costică și Neculai Berbecea. Mai mult în zonă este și școala unde învață 10 de copii de la grădiniță până în ultimul an de gimnaziu. Și desigur, nu poți treci un copil pe toată strada, sunt numai câini, primăria nu știu ce măsură e. Am fost la primărie și o să scris prea mult pe hârtie și nu ne-au primit. O băiatul de la ghișeu de acolo că o să scriu două cuvinte. Și să scriu în două cuvinte? Femeia a venit și la primăria din Pașcani pentru a depune o sesizare și roagă administrația locală să ia cât mai repede măsuri. Copiii, nu, eu am nepoți pe strada Vasile Pârvan, nu pot veni la mine singuri. Nu, eu am avut copii și nu mă duceam la școală cu dânșă. Dar acum trebuie să te duci, că pe toată strada sunt numai câini și sunt pe Vasile Pârvan, iar îi hrănește două familii acolo, voi cu nu știu mai cu cine îi hrănește, pe, nu le știu străzile tăti cum se cheamă, dar sunt oameni care hrănesc câini și de asta se localizează în Blăgești. Sesizarea a ajuns și la serviciul de gospodărie comunală din cadrul administrației locale. Roxana Damian spune că în următoarele zile echipe vor merge în zonă pentru a prelua câinii de pe străzi. Am primit astăzi o reclamație de la o persoană din Blăgești, că ar fi niște câini comunitari care sunt pe raza Blăgeștiului. În următoarele zile o să luăm legătura cu SC Salubritatea pentru a merge împreună cu echipajul de la Ecarisaj ca să îi putem prinde cu pistol tranquilizant și sperăm să rezolvăm cât mai repede această neplăcere. Menționăm că în momentul de față nu există un contract pentru prestarea serviciilor de ecarisaj între Societatea de Salubritate din Pașcani și Primărie. Mai mult, proiectul de hotărâre a fost amânat de două ori din cauza prețului exagerat cerut pentru prinderea maidanezilor de 240 de lei. Proiectul urmează să fie preluat în ședința următoare pentru a fi supus dezbaterii și votării de către consilierii locali. Patru sportivi de performanță din Pașcani s-au întâlnit astăzi cu ministrul tineretului și sportului Gabriela Sabo. Este vorba despre Diana Elena Crainiciuc și Maria Grigoraș, care au obținut medalia de aur la campionatele mondiale de Coanchido, organizate în perioada 3-5 aprilie la Bruxelles. Alături de ele au fost și foștii campioni mondiali Mirela Ancuța și Corneliu Miron de la clubul Longho din Pașcani. Ei au fost însoțiți de vicepreședintele Federației Române de Arte Marțiale Ovidiu Covaci și președintele clubului Adrian Zămosteanu. Da, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, în prezența doamnei ministru Gabriela Sabo, a domnului președinte de onoare a Federației Internaționale de Coanchido, domnul Ion Maticiuc, domnul Florentin Marinescu, președintele Federației Române de Arte Marțiale, s-au prezentat sportivii care au ieșit campioni mondiali la ultima ediție a campionatelor mondiale de la Bruxelles. De la clubul nostru au participat cele două sportive, Grigoraș Maria și Crainiciuc Diana.
arătă de al treilea campion, Usudan de la DAO din Iași. Totodată au fost prezenți în sală cei doi foști mari campioni, Ancuța Mirela și Miron Corneliu, ca un semn de recunoaștere a întregii activități pe care au desfășurat-o timp de aproape 20 de ani și ca o prezentare a continuității performanțelor sportivilor clubului nostru, care de-a lungul anilor au făcut parte din loturile naționale și au reprezentat la cel mai înalt nivel clubul și municipiul Pașca. Întâlnirea a fost organizată de minister cu scopul de a saluta succesele sportivilor români la competițiile de arte marțiale din ultima perioadă. La festivitate a participat și maestrul Pham Xuan Tong, fondatorul stilului Kwan Kido, președintele Federației Internaționale de Kwan Kido, care se află în vizită în țara noastră. Îi salut în primul rând pe sportivi. De când am primit această onorabilă funcție de ministru, am spus că pe primul loc sunt sportivi, apoi vin antrenorii, federațiile și celelalte. Încurajez federațiile naționale să aducă multe evenimente internaționale în România, tocmai pentru a ne dezvolta ca sport. Și în anul 2014 am organizat câteva competiții la arte marțiale. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. Îl salut personal pe maestrul Tong, care a venit în România. Mă bucur că personalitățile care conduc destinele unui sport vin în România. Să-i cunoaștem și apoi să ne ridicăm la exigențele federațiilor internaționale, a precizat Gabriela Sabo, ministrul tineretului și sportului. În același context, reprezentanta ministerului și-a reafirmat sprijinul pentru sportivii de performanță și pentru participarea lor la competițiile naționale și internaționale. Competițiile sunt un pic greu de tras după o discuție de acest gen. Nu depinde doar de doamna ministru în a sprijini, dânsa este alături de sportiv, de antrenor, cunoaște foarte bine fenomenul sportiv, este multiplă campioană olimpică mondială, ne-a spus că este alături. Menționăm că România s-a clasat pe primul loc la medalii în cadrul campionatului mondial de Kwan Kido din Belgia din luna aprilie, cu 22 de medalii, 3 de aur, 10 de argint și 9 de bronz. Prețul căldurii la Pașcani va crește cu 25%. Regia locală de termoficare a înaintat deja documentația la ANRSC pentru avizarea noului tarif. Propunerea urmează să fie aprobată și de Consiliul Local în ședința programată săptămâna viitoare. Conducerea societății a solicitat ca prețul de facturare să fie majorat de la 322,26 de lei la aproape 400 de lei pe gigacalorie, pe motiv că nu au mai fost făcute actualizări din anul 2008, deși a crescut valoarea TVA-ului, dar și prețurile la curent și gaz. Zilele acestea lucrăm la diverse proiecte pe care intenționăm să le punem pe masa de lucru a consilierilor pentru ședința următoare, respectiv cea din luna mai. Așa cum am informat clienții noștri, în urmă cu două săptămâni am fost la ANRSC, autoritatea care este și care reglementează activitatea noastră, și am depus un proiect pentru modificarea tarifului. Tariful la energie termică nu a mai fost modificat din 2008, așa cum bine știți, s-au petrecut schimbări în ceea ce privește partea de costuri în tarif, respectiv creștere de TVA de la 19 la 24% în 2010 și creșteri majorări succesive la tarifele de energie electrică, apă și, în ultimul rând, gaz, cele care reprezintă, de fapt, principalele elemente de cost. În aceeași ședință ar urma să fie aprobate și bugetul regiei pentru anul în curs, precum și noul regulament de funcționare și organigrama. După ce vom obține avizul, sperăm noi, favorabil al celor de la ANRSC, vom veni către Consiliul Local cu o serie de proiecte. Proiectul de modificare de tarif, după care avem proiectul de buget, de venituri și cheltuieli pentru 2015, pe care nu l-am înaintat încă spre aprobare și avizare Consiliului Local, neavând un tarif actualizat. Vom veni și cu o nouă organigramă actualizată și cu un regulament de organizare și funcționare al regiei actualizat 2015.
Menționăm că primăria subvenționează prețul de facturare la populație pentru cei cu probleme sociale de la 322 la 265 de lei pe gigacalorie. Societatea solicită majorarea prețului și pentru a putea rezista din punct de vedere financiar. De exemplu, doar datoriile către furnizorul de gaz sunt de 2,6 milioane de lei. O parte din facturile restante vor fi achitate în aceste zile cu bani obținuți din executarea silită a societății Preservapă pentru suma de circa 600 de mii de lei. Conducerea unității se plânge că și încasările sunt tot mai mici, motiv pentru care sute de beneficiari au fost acționați în judecată. Locuri de muncă în fermele din Danemarca. În această perioadă, la Iași, 4-11 mai, au loc interviuri pentru ocuparea forței de muncă în fermele de animale din Danemarca. Conform datelor spuse de angajator, contractele de muncă se încheie pe o perioadă de 12 luni, cu un salariu minim în primele 6 luni de 1470 de euro pe lună, iar în următoarele 6 luni de 1680 de euro pe lună. Tot ce trebuie să faceți este să completați un CV în limba engleză cu date precum nume, adresă de e-mail, naționalitatea, ocupația, dacă aveți copii sau dacă aveți carnet de conducere. Linkul îl găsiți pe adresa bitv.info. Angajatorii spun că se asigură transport și cazare, iar pentru candidații fără experiență, vârsta recomandată este între 21 și 31 de ani. Cunoașterea limbii engleze la nivel conversațional este obligatorie. Pentru acest job pot aplica femei și bărbați. Se percepe un comision în care este inclus transportul către Danemarca, întocmirea actelor, asigurări medicale și de transport, înregistrarea în sistemul de taxe danez. Acest comision va fi achitat din primele două salarii primite după angajare. A început programul Litoralul pentru toți, cu prețuri cuprinse între 200 și 1000 de lei pentru un pachet de 5 zile. Multe dintre hoteluri le oferă clienților servicii all-inclusiv și gratuități pentru copii până la jumătatea lunii iunie. Este un program cu tarife foarte bune, cu tarife absolut acceptabile, care pornesc pentru zona Mamaia și Eforie Nord de la 235 de lei de persoană pentru un sejur de 6 nopți la hotel de 2 stele, fără mic dejun. Cu mic dejun, tariful este de 315 lei pentru 6 nopți de persoană. De exemplu, la un hotel de 4 stele din Mamaia, o cameră costă 185 de lei pe noapte, iar o săptămână rezervată în intervalul 2 mai 14 iunie prin agenție costă de 2 ori și jumătate mai puțin. Cea mai mare parte a hotelurilor de pe litoral s-au deschis de la 1 mai. Administratorii vor să aibă camerele ocupate până când va începe cu adevărat sezonul estival. Tocmai de aceea, tarifele pentru Litoralul pentru toți sunt chiar și cu 60% mai mici față de cele practicate în lunile de vară și variază în funcție de categoria de vârstă. Nu contează hotelul. Majoritatea hotelurilor de pe litoral românesc intră într-un fel sau altul în acest program. Contează numărul de stele. Acesta este una dintre caracteristicile litoralului pentru toți. Tarifele pot ajunge încă o dată în zona Constanța-Eforie până la 605 lei de persoană pentru 6 nopți la un hotel de 5 stele cu mic dejun. Tot ce mai este nevoie pentru o vacanță reușită la prețuri mici este ca și vremea să țină cu cei care și-au făcut deja rezervări. Veștile sunt bune. Se pare că vor fi destule zile cu soare perfecte pentru plajă. De zilele viitoare, o parte din drumurile județene din preajma Pașcanului vor intra în reparații. Tronsoanele care au fost afectate de ploi anul trecut vor fi pietruite și vor fi aduse la starea inițială. În această categorie se includ următoarele trasee: Oboroceni-Heleșteni-Movileni, Ciohorân-Cozmești, Brătești-Miroslovești, Sticlăria-Sirețel, Hârlău-Deleni și Heci-Tătăruș. Contractul a fost atribuit prin licitație firmei Tecnoforest RL și are o valoare de circa 400.000 de lei. Am avut procedura de achiziție publică, s-a trebuit săptămâna trecută, am semnat contractul miercuri pentru readucerea la stare inițială a unor tronsoane de drum care au fost calamitate anul trecut în urma precipitațiilor căzute în județul nostru.
Din cele 2.900.000 am reevaluat și reașezat drumurile față de ceea ce s-a făcut solicitarea către guvern, având în vedere că o bună parte din ele le-am refăcut din banii de rezervă ai Consiliului Județean, din fondul de rezervă. Banii au fost alocați de Guvernul României în urma unei raportări făcute din teren. O comisie specială, formată din reprezentanțe de la ISU-IA și Drumuri Județene și Apele Române, a analizat situația tronsoanelor după calamitățile apărute în cursul anului trecut. De exemplu, în această situație este drumul Brăteș-Miroslovești. Este plin de gropi și de nivelări, iar ploile au spălat aproape tot balastul pus anul trecut, lăsând în urmă un drum de pământ. Dacă starea lui ar fi fost mai bună, sătenii din Miroslovești care vin la Pașcani prin Moțca ar putea să ajungă în oraș într-un timp mai scurt și ar face economie la carburant. Ordinul de începere a lucrărilor a fost semnat chiar astăzi, așadar de zilele următoare ar urma să avem drumuri mai bune. Avem deja contractele semnate, avem ordinele de începere emise chiar astăzi. Firmele în această săptămână vor interveni pe drumurile județene să le refacă acelea care sunt în documente calamitate în cursul anului trecut. Menționând că tot în această perioadă încep lucrările de întreținere și pe alte 6 tronsoane din preajma Iașului. O femeie de 38 de ani a fost rănită în urma unui accident care a avut loc la Scobinț în seara zilei de sâmbătă. Elena Țuțuianu din Fetești se întorcea de la serviciu din Hârlău cu un taxi și s-a hotărât să oprească doar câteva minute pentru a face niște cumpărături urgente în dreptul unui magazin alimentar din Fetești, aflat pe cealaltă parte a drumului. Am oprit pe dreapta, coborât din mașină, eu am plecat, eu am început să traversez, ăsta vine cu viteză de la vale, opriză, o șansă, acum, să-ți vină ajutorul. Așa și băieță, da. Nu era conștientă victima? Da. Gheata femeie nu a apucat să facă niciun pas și a fost practic luată pe sus de o mașină care venea cu viteză mare din același sens de mers. La fața locului au sosit polițiștii pentru a face cercetări. Șoferul care a produs accidentul nu consumase băuturi alcoolice, iar victima a fost dusă de urgent la Spitalul Oroșenesc din Hârlău. Da, în cursul gărzii de astăzi s-a prezentat o pacientă în vârstă de 38 de ani care a suferit un politraumatism prin accident rutier. În prezent, femeia se simte mai bine, însă a rămas sub supravegherea medicilor de la secția de chirurgie, deoarece are dureri din cauza șocului fizic și mai trebuie făcute investigații radiologice pentru a depista sursa lor. Și stabilă hemodinamică a rămas în serviciul nostru de chirurgie pentru supravegherea stării generale și a parametrilor vitali, care în momentul acesta sunt în limite normale. Foarte multe accidente rutiere sunt produse din cauza neatenției, care asociată cu viteză poate duce la situații ce pot pune în pericol viața tuturor, fie că sunt pasageri sau simpli pietoni. Chiar de 1 mai, berzele au lăsat fără curent electric o parte din satul Pârcovaci după ce cuibul lor așezat pe un stâlp de energie electrică din localitate a declanșat un scurt circuit. Din cauza ploilor abundente și a unui cuib de berze, satul Pârcovaci a rămas fără energie electrică, internet și telefonie. Cuibul, încreunat din cauza ploii și dezechilibrat din cauza vântului, a căzut peste firele de electricitate, cablu și telefonie, iar din cauza supra-solicitării și a greutății neobișnuite, acestea au produs un scurt circuit cu flamă, s-au rupt și au căzut la pământ odată cu rămășițele rămase din cuib. S-au picat greutatea, s-au lăsat în jos, s-au rupt firele și au făcut scurt circuit, că de acolo de sus s-au la foc. Și firele au căzut? Firele au căzut, sigur, putea cu cuibul jos. Dar acum aveți curent noastră? Aici partea asta, da, și mie. Astfel, unii localnici au rămas nu numai fără electricitate, ci și fără telefonie sau internet, deoarece în momentul declanșării scurtcircuitului, toate firele care erau pe stâlpul de tensiune au căzut, fiind deteriorate și necesitând intervenția urgentă a autorităților specializate. Nu a fost mare, a luat ușor foc. Nu a luat foc deodată. E de sub, a luat ușor așa. La scurtcircuit. S-au întins firele și s-au rupt și au făcut scurt circuit. La fața locului au venit echipe de intervenție pentru a face reparațiile necesare repunerii în funcțiune instalațiilor electrice de telefonie și cablu, iar sătenii au ajutat la curățarea zonei pentru a îndepărta resturile de materiale rămase din cuibul berzelor. Nu numai localnicii au avut de pierdut de pe urma acestei situații, ci și bietele berze, care și-au pierdut cuibul și ouăle. Așadar, deși acest incident a fost produs indirect de ele, oamenii locului au pus mână de la mână și le-au refăcut cuibul, de data aceasta cu structură solidă și l-au așezat înapoi pe stâlp.
Consilierii locali din Târgu Frumos au votat bugetul pentru organizarea zilelor orașului, ce vor avea loc în perioada 22-23 august. Suma trecută în proiect de 375.000 de lei a stârnit reacții din partea aleșilor. Câțiva dintre ei nu au fost de acord cu acest buget, considerându-l mult prea mare pentru două zile de distracție. 375.000 de lei cred că este o sumă nu mare, enorm de mare. Înseamnă un sfert din bugetul orașului, din impozitele și taxele locale, pentru două zile de sărbătoare. Cum a spus și comisie, da, sărbătorim zilele orașului, dar suma mi se pare enormă. Potrivit celor spuse de unii aleși, banii ar fi cât un sfert din bugetul orașului și de patru ori mai mulți decât cei alocați la ultimul eveniment de acest gen. Acum, facem anul ăsta, tot ce am cheltuit în cei trei ani, îi cheltuim anul ăsta. Da, și suntem, Au o granulanie din asta, așa că vrem acum să arătăm ce putem face noi când suntem... Hai să lăsăm asta. Timp de trei ani, zilele orașului nu au fost organizate, motiv pentru care viceprimarul Alexa Angheluș Ion consideră că este momentul pentru această sărbătoare. Din 2012 au fost reparate străzile, s-a redeschis spitalul, s-a modernizat esplanada și ar fi timpul ca locuitorii orașului să aibă parte de distracție. S-a văzut foarte bine că erau alte necesități. Și astfel, s-a redeschis spitalul, s-au făcut lucrări de infrastructură, pe parte socială, piață, acum se lucrează, esplanadă, deci tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut sprijinul dumneavoastră. Până la urmă, proiectul a fost votat cu 10 voturi pentru și 7 abțineri. Sărbătoarea ar urma să aibă loc pe stadionul orașului. În prima zi va fi un spectacol de muzică ușoară susținut de talentele locale, iar în cea de-a doua zi vor urca pe scenă artiști renumiți. Distracția se va termina cu un foc de artificii. Sprijin administrativ pentru refacerea unui lăcaș de cult cu tradiție în satul Stoci. Administrația locală din comună a acordat în ultima ședință de Consiliul Local suma de 10.000 de lei pentru Biserica de Lemn Sfinții Împărați Constantin și Elena. În curte se află și un cimitir în care sunt îngropați sute de soldați, iar în fiecare an, oamenii din mai multe localități vin să le facă parastase. Vedem că în localitatea Stoci există cimitirul vechi, cimitirul eroilor, unde sunt înmormântați soldații ce au participat la cel de-al doilea război mondial, pe linia frontului Băureni-Soci-Brătești, și în fiecare an de ziua eroilor vin rudele răposaților și solicită slujbe religioase. Propusul acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 de lei pentru refacerea bisericii vechi, ce a fost dedicată în anul 1892 la stăruința episcopului Vasile Hărățu și Costache Domnic. Lucrările au început în anul 2013, însă nu au fost fonduri suficiente pentru finalizarea proiectului. Oamenii din sat au contribuit și ei la modernizarea bisericii, fiecare cu ce a putut. Biserica va fi construită din lemn, în stil maramureșan. S-au cheltuit până acum vreo 800 milioane, vorbim în bani vechi, bani de la fiecare de la populații și de la anumit sponsor. Vreau să vă spun că la ce spunea domn primar cu o parte din... vin oameni din alte locuri, mi-a fost dat să fiu și eu de față, venit cineva de la Bacău, de la Pipiric, care își căutau frați, părinți. Menționăm că biserica a fost făcută de localnici din Bârne. În anul 1892, peste 500 de soldați au căzut pe frontul de luptă în cel de-al doilea război mondial și au fost îngropați în cimitirul de acolo, în gropi comune. Locuitorii din comuna Ruginoasa au un nou viceprimar de la sfârșitul săptămânii trecute. Este vorba despre Ioan Murărescu din partea UNPR, votat de legislativ în ultima ședință de Consiliu. Alesul local și-a propus să lupte în acest mandat pentru a schimba fața comunei pe care o reprezintă. S-au rugat consilierii, s-au rugat mulți oameni din comuna Ruginoasa să vin să candidez ca să scoatem această comună din mocir la care este. Că această comună, când a venit eu în 86, era pe locul întâi. Acum a ajuns ultima comună din județ. Atâta suntem mândri
că trece trenul pe mijlocul comunii și șoseaua națională spre mănăstiri, atât, altceva prea puțin. Murărescu a precizat că se va implica și pentru atragerea fondurilor europene care vor dezvolta localitatea. Din acest punct de vedere, el critică dur activitatea actualului primar. Eu am spus în ședință că dacă în 4 luni de zile îmi voi da demisia. Nu îmi voi da demisia, pentru că eu am venit și vreau să fiu ajutat de Consiliu care m-a votat și de consilierii care nu m-au votat să le demonstrez de ce este în stare vicele primar Murărescu. Vreau să fac o comună din nou europeană, cum este Tătărușul, cum este Ion Neculciu, cum este Heleștenii, cum este Todireștiu și multe alte comuni. Menționăm că noul viceprimar a fost primar în 2004. După numai câteva luni, acesta a demisionat, motivând că nu a reușit să ducă la bun sfârșit anumite proiecte administrative. Funcția a fost ocupată din anul 2012 și până în prezent de Dănuț Nechifor. Retur dezastros pentru echipa de fotbal din municipiu. Cel mai recent meci jucat între fotbaliștii de la CSM Pașcani și Cetatea Târgu Neamț a încheiat cu scorul de 1-3. Nemțenii s-au impus prin golurile marcate de Bucătarul în minutul 30, Olariu în minutul 45 și Mariș în minutul 90. Singurul gol a gazdelor a fost înscris de Berbecea în minutul 58. Am întâlnit o echipă care s-a așezat bine în teren, care a reușit să scoată maxim din toate fazele care și le-au creat. Noi, până la ora jocului, n-am reușit să aliniem cel mai bun 11, ținând cont și de accidentările care au survenit în ultimul timp. Așa amintit de acum, probleme la genunchi, călugărul, o fisură de maleolă, Viorica Adrian, probleme cu ligamentele la genunchi. Am, pe ultima 100 de metri am reușit și am pus viză la câțiva juniori ca să avem cu cine să ne prezentăm. Trecem pentru o situație un pic mai deosebită, dar sperăm până etapa următoare să reușim să ne punem un pic pe picioare. Astfel, returul etapei cu numărul 22 din Liga a 3-a, seria 1 la fotbal, CSM Pașcani a avut 5 înfrângeri, 2 egaluri și o singură victorie. Următorul meci l-avem la Bacău, în compania echipei Aerostar. Sperăm până la ora jocului să reușim să ne revenim. Ca urmare a acestui rezultat, CSM Pașcani ocupă locul 9 în clasamentul ligii cu 19 puncte adunate în 19 partide jucate. Etapa viitoare, ce va avea loc pe 9 mai, formația locală se va deplasa la Aerostar Bacău, echipă ce ocupă locul 5 din clasament cu 32 de puncte.